Secretarul de stat american Antony Blinken se întoarce în Israel la doar 2 săptămâni de la ultimul desant diplomatic în regiune. De ce escaladarea situației? Luptele la sol continuă între Israel și Hamas, chiar în interiorul fâșiei Gaza. Numărul victimelor în regiune crește, iar soarta ostaticilor rămâne necunoscută. Ce știm? Punctul de frontieră Rafah și-a deschis porțile și sunt sute de oameni au reușit să plece începând de ieri. Astăzi Egiptul a anunțat că va ajuta alți 7.000 de civili să iasă din fâșia Gaza. Îl invit pe Miroslav Tașcu-Stavre, analist de politică externă, să comentăm împreună subiectul. Bine v-am găsit, domnule Tașcu-Stavre, vă mulțumesc pentru prezență. De ce este nevoie de prezența lui Antony Blinken din nou în Israel? Ce nu merge? Da, acum vedem rezultatele vizitei de acum 2 săptămâni, pentru că spuneați foarte bine că a fost un adevărat desant diplomatic. Nu doar Antony Blinken făcuse atunci, cred că în 3 zile vizitase 7 capitale din regiune, dar faptul că punctul de frontieră dinspre Egipt se deschide este practic un merit al discuțiilor, al diplomației, care chiar și în momente de criză trebuie să rămână deschise. Meritul, nu știu dacă îi aparține neapărat lui Antony Blinken, dar cu siguranță vizita pe care a făcut-o în Iordania și în Egipt atunci și continuarea dialogului este unul extrem de important. Nu trebuie să uităm că între cei aflați practic captivi acolo, nu mă refer doar la ostate, ci sunt foarte mulți cetățeni străini. Și am început, nu, de ieri să vedem, într-o ordine alfabetică, că aceștia încep să intre în Egipt. Avem, domnule Tașcu-Stavre, și informația că cetățenii sau cei care au dublă cetățenie, și vorbim aici de a doua cetățenie fiind americană, vor pleca astăzi din Gaza prin punctul de frontieră de la Rafah. Da, spuneam, ieri am văzut un număr de 7 state, repet, în ordine alfabetică, și ne uităm și noi cu atenție și așteptăm ca și cetățenii români care au dublă cetățenie să se afle în zilele următoare printre cei care fug din calea conflictului. E dificil întreba lumea, dar de ce n-a deschis poate Egiptul mai repede granița sau de ce nu s-a reușit acest lucru? Pentru că Egiptul, pe de altă parte, are nevoie și ea de garanții de securitate. Un exod foarte mare și o presiune pe granița Egiptului nu ar face altceva decât să mute poate conflictul din fâșia Gaza în nordul Egiptului și mai mult decât atât să scape printre printre civili, locuri, probabil civili și combatanți Hamas. Domnule Tașcu-Stavre, eram curioasă, da. Având în vedere că a apărut ieri informația, cu siguranță ați văzut și dumneavoastră, cum că există semnale, titra Politico, ca Netanyahu să nu mai rămână foarte mult la conducerea Israelului pe actualul fond de conflict. Are legătură sau putem interpreta că este cumva un semnal dat de Statele Unite, care înțelegem în culise, sunt destul de nemulțumite de atitudinea sau de felul în care decurge această operațiune în momentul de față, și tocmai de aceea domnul Blinken să revină în Israel să discute cu Benjamin Netanyahu? Nu cred sincer că Benjamin Netanyahu va pleca într-o plină criză de securitate a Israelului. Asta ar șubrezi poziția sau viziunea Israelului, care are ca obiectiv nu eliminarea Hamas, care e practic cea mai importantă parte din probleme și problemele colaterale. Criza migranților, criza ostatecilor. Dar cu siguranță zilele premierului Netanyahu în fruntea Israelului sunt numărate. Asta e cu siguranță o chestiune care a divizat societatea israeliană încă dinainte ca această criză să înceapă. Acum e foarte important ca să se temporizeze mai degrabă, nu spirala asta a violenței, și repet, sunt foarte optimist având în vedere că au început să fie eliberați ostate și pe de o parte și că uite avem începând de ieri un flux care va fi, sperăm, constant, dacă lucrurile nu se agravează între timp, spre Egipt.
cu persoanele de dublă cetățenie, cu persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale și cu o parte probabil din refugiați într-o situație limită, dar Egiptul a pus niște condiții și e de înțeles să nu se transforme criza migranților palestinieni într-o problemă pentru statul Egipt. Egiptul, Iordania au din crizele anterioare sute de mii, milioane, de fapt 2,5 milioane sunt în Iordania și câteva sute de mii în Egipt. De asta și negocierile astea care au durat atât de mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tașcu Stavre, pentru analiza oferită, urmărim îndeaproape evenimentele mulțumesc de acolo. Și eu.